Bătrâna și vraciul. O femeie bătrână, bogată și avară, nu mai vedea prea bine din cauza vârstei. Apropiații au spus să meargă la doctor pentru consult. La sfârșitul consultației la oftalmolog, acesta îi spuse: "Nu e grav, se poate remedia cu o pereche de ochelari. Vă fac o rețetă și mergeți să vă faceți ochelari." Femeia a luat rețeta, dar când a aflat că trebuie să plătească pentru ochelari, nu i-a mai dorit. Zilele treceau, dar nu se descurca mai bine, vedea tot mai rău. Într-o zi a auzit de la fereastra camerei cum un om striga pe stradă că el vindecă bolnavi și nu vrea niciun ban. S-a gândit în acea clipă că el e cel potrivit să o vindece, mai ales că nu trebuie să plătească. A deschis geamul și l-a chemat înăuntru. "Bună ziua, stimată doamnă!" "Bună ziua! Ești doctor?" "Nu, stimată doamnă, sunt mai mult decât atât. Sunt un vraci renumit. Tocmai de aceea nu cer plată." După ce se făcu că o consultă, îi spuse că are nevoie de un tratament special. Consta într-o soluție pe care el o va pune pe pansament și care trebuie aplicată pe ochi timp de câteva ore. Cu cât va sta mai mult, cu atât va vedea mai bine. Dar când femeia stătu cu ochii închiși în timpul tratamentului, vraciul îi fură toate tablourile, argintăria și mobila. Femeia dădu jos pansamentul pentru a testa vederea. "Nu este adevărat că m-ai vindecat," spuse bolnava, "ba din contră, văd mai rău ca înainte. La început vedeam toate lucrurile din casă, dar acum nu mai